Salutare și bine v-am găsit la primul episod din Rod Vlogs. În seria aceasta de vloguri vă vom prezenta diferite produse pe care noi le comercializăm pe site-ul nostru www.rockdesign.ro. În episodul de astăzi vom vorbi despre cilindrul Smart Bold. Având în vedere că în ziua de astăzi din ce în ce mai tare totul se digitalizează, iar tehnologia ne ajută în toate aspectele vieții, de ce să nu ne ajute și în accesul din casă? Bănuiesc că toată lumea s-a săturat de chei, nu mai îți găsești cheile, n-ai cheile la tine, ți le-ai uitat în mașină, cobori înapoi în mașină, este destul de neplăcut. Acum venim în îndeplinirea voastră cu următoarea soluție. Cilindru Smart de la Bold. Bold este o companie din Olanda, un cilindru criptat de la un capăt la altul, care se acționează cu telefonul. Acest cilindru se poate pune în orice tip de ușă, în orice tip de ușă de intrare, care are cilindru normal, adică în 95% din toate ușile comercializate în România sau care sunt în momentul de față instalate în România, acest cilindru se va potrivi. Astăzi vorbim despre modelul Smart Cylinder SX, SX33, cum scrie și aici pe lateral. Modelul este Smart Cylinder și SX33, avem SX33, mai există și SX43, SX45, SX65, acestea se referă la dimensiunile cilindrului, adică la elementul care vine îngropat în ușă. Acum haideți să mergem mai departe și să deschidem cutia. Cutia este așa cu sliding, are niște sigili la ambele capete, care evident în momentul în care veți primi produsul trebuie tăiate. Se taie sigilele respective, se scoate afară și acum ajungem la cutia produsului propriu-zisă. Avem aici inscripționat, codul de bare a producătorului, site-ul boldsmartlock.com, care este foarte folositor, deoarece puteți găsi informații despre instalare, orice întrebare acolo, pe lângă cele găsite pe site-ul nostru. Și aici, stickerul acesta, care are codul de model și codul de bare, este în același timp și un sigiliu. Dacă cumva veți primi vreodată produsul desigilat, vă rog frumos să faceți retur. Și acum mergem mai departe la cilindru propriu-zis, la chestia interesantă. Așa, aici e capacul, mă scuzați, m-am încurcat. Așa, avem așa capacul, așa, am deschis total greșit, voi să nu faceți asta. Haideți că repet. Avem așa, deci pe partea cu codul de bare, asta e capacul care trebuie ridicat. Îl puneți așa, ca să nu vă pice piesele din interior. Și veți ajunge la cilindru. Bine, cilindrul vostru va fi un pic fixat un pic diferit. În cutie veți găsi, pe lângă toate elementele care țin de cilindru și pentru care vă ajută la instalarea lui, veți găsi și un manual mic de instrucțiuni. Acesta conține următoarele lucruri. O să vă trec foarte scurt prin el, deoarece aveți și un playlist în care este un video în care e explicat pas cu pas ce trebuie să faci ca să legi cilindrul de smartphone. În prima fază trebuie să vă instalați aplicația Bold Smart Lock. O găsiți pe App Store și pe Google Play sau scanând acest QR. În a doua fază trebuie să dezlipiți sigiliul care este pus între baterie și cilindru ca acesta să poată funcționa. Al treilea pas trebuie să porniți cilindrul, să-l pregătiți pentru conectare, adică țineți apăsat 5 secunde butonul mare de la el și în al patrulea pas trebuie să legați cilindrul împreună cu aplicația, efectiv ca și când ați căuta o boxă portabilă pe Bluetooth, vă va apărea acolo New Device din aplicație. Și ultimul pas este efectiv instalarea cilindrului fizic în ușă. Cam atât despre instrucțiuni, continuăm cu restul detaliilor în video, sper că vă place și stay tuned! O cutie conține următoarele, cilindrul Smart Lock Bold, un imbus care ne ajută la montarea acesteia, un șurub lung cu care fixăm cilindrul în ușă, care vine în lateral și intră în această gaură, așa, și un șurub micuț cu care fixăm practic carcasa, stați să vă arăt, carcasa cu bateria. Aici e locul unde se pune șurubul acela mic, aici. Așa. Se înșurubează acolo și atunci știi că ai securizat carcasa. Carcasa oricum are două siguranțe de aici, pe care o scoți când vrei să schimbi bateria. De asta, în cazul, bateria rezistă cel puțin la 20.000 de cicluri de deschidere. Și aici avem diferite adaptoare. În cazul în care, știu eu, mi-e mai lung, mi-e mai mare ușa și cilindrul acesta clasic de 33 nu e ok. Atunci tot pun adaptoare. Adaptoarele se pun așa, pe partea aceasta, tot pui unul peste altul și ajungi până ce se ajunge la lățimea dorită. Cam atât despre cilindru Bold. Vom reveni în următoarele episoade și cu
Vom reveni în următoarele episoade și cu câteva videouri, câteva review-uri, părere de la clienți, să vedeți și cum se folosește și cât de ușor se face setup-ul. O să venim, o să vă lăsăm un link aici jos în video în care o să ajungeți la un playlist făcut de furnizor. O să vă lăsăm un link jos în video în care duce la un playlist unde sunt mai multe videouri legate de Bolt Smart Lock făcute de furnizor. Și sper că v-a plăcut episodul de astăzi. E primul vlog. Sperăm să avem cât mai multe pe viitor. Nu uitați, dacă chiar v-a plăcut și apreciați conținutul acesta și v-ar plăcea să mai vedeți pe viitor, să dați like și subscribe și share. Vă mulțumesc mult!